Ca în fiecare săptămână, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț a pus la dispoziție lista locurilor de muncă vacante pentru săptămâna în curs. Romașcanii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție un număr de 185 de locuri vacante. Pentru această săptămână, agenții economici din județul Neamț au anunțat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 620 de locuri de muncă vacante. Pentru zona Roman sunt 185. Cele mai multe sunt în domeniul industriei, respectiv 111, urmate de cele din comerț și servicii, în număr de 68, și pentru că timpul permite, sunt locuri de muncă vacante și în domeniul construcțiilor, în număr de 6. La nivelul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă s-a realizat și un top al rezultatelor obținute în urma organizării bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, Neamțul fiind clasat pe primele 10 locuri ca și rezultate. Săptămâna trecută, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a desfășurat bursa locurilor de muncă, iar pentru că a fost o acțiune la nivel național, după centralizarea datelor, s-a constatat că județul Neamț este în primele 10 locuri la nivel național, întrucât în urma acestei acțiuni, un număr de 40 de tineri și-au găsit un loc de muncă. Cei interesați de un loc de muncă vacant vor trebui să se intereseze la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Roman din strada Olteniei pentru începerea eventualelor demersuri de angajare.